Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ce s-a bine? Explicați-ne, oameni. Te auzim foarte înfundat așa. Sunt mai înfundat în zilele astea. V-ați luat cea mai groasă mască? Mască? Da. Da. Mască. Mască. Pentru că vă iubesc, colegi, mi-e drag de voi, nu vreau să vă dau răceala. Ați răcit? Așa pare, da. De răceală sau e vreun virus ceva? Nu știu, frate, habar n-am. M-a venit virusul peste mine, ceva o virusă. Vorbeam cu un prieten zilele astea, care e tot așa mai greu cu un alta și zicea că nu mai găsește tot soiul de teste prin farmacii. Da. Sunt teste pentru tot soiul de virus. Cred că nu mai găsește nimic. Mai am ceva test. De gripă și de COVID. Da. Ai multitest. Nu mai faci un test, ai mai multe. Dom'le, sunt vaccinat pentru toate. Așa că... Ăla nu mai e valabil. Ce? Nu mai e valabil, da? Dar ăla de gripă, cred că ăla de gripă, da. Dar ăla de COVID nu cred că mai e. Ați văzut ce nume au... Astea acum mai nou? E Krakenul. Kraken, frate. Și vezi că la combinația de gripă cu... E Flurona. Așa. Mă, ce comerciale sunt. Ce-ați pățit, domnul? Am făcut o Flurona, mamă, nu-mi revin deloc. Da. De câteva zile. Ia să vedem Krakenul. La ce nivel e Krakenul, matale? E mult mai ușor Krakenul decât Flurona, să știți. Da. Mă, dar cum sună, zici că ai luat un Kraken. Kraken e ceva creatură din mitologia nu scandinavă. Spune că vreau să întreb la dumneavoastră mai mic în sezonul viitor. Serios? Nu, mă, stai. E o chestie, un soi de calamar de la... Foarte Uriași. Nervos. Da, mânca bărci cu totul. Aha. De, înțeleg că exact pe dos, adică varianta asta... blând. Da, varianta de COVID asta, acum ultima, Kraken, e blând. E normal. Mai blând decât Omicronul. Ar trebui să zic că nu știu, buburuza. Da, exact. Ceva. Știi? Adică așa o văd eu. Am început cu minte cu Alfa, care în principiu, dacă aveai orice altă boală în afară de COVID, te băgam mormânt. Exact. Alfa. O chestie mărunțică, Alfa, așa, mă, Kraken. Și de la Kraken ce faci? Scurg munce un pic și... Da, dacă ești și gripă, faci Flurona, faci și Flurona. Tu să te ferească Dumnezeu. Cu Flurona e nașpa... Mă rog, noi râdem și glumim, dar nu e... Adică, nu e. Înțeleg că e destul de nasoală combinația de gripă cu COVID, poate fi chiar letală. În școlie, în nenorocire. Că se îmbolnăvesc copiii pe capete. Da, mă, și acum e recomandare să meargă cu mască în caz... Da. Sau preventiv, de fapt. Să stea acasă în caz că au simptome. Că de-aia pe... Dar eu de ce nu pot să... Auzi, dar eu nu pot să stau acasă dacă am simptome. Vrei să stai acasă? Păi care e? Dacă am simptome... Civilizat așa ar fi, să știți. Se aude și înfundat. Cum au? Stai acasă. Stai-ți vreuna că îi dați voi lui Vlad acasă? Eu chiar sunt 0728-3132. Hai să vedem dacă vreți să stea Vlad acasă. Practic am și uitat de când am avut vacanță. Chiar sunt curios cum o să meargă în școală treaba asta. Cum o să meargă? Că ăstora mai mare deja le-a dat idei. Mă să cam... Nu știu ce să zic, dar parcă stă acasă. Iar cu ea mici, asta e o veșnică discuție, știi? Mă simt elev. Cu părinții care își duc copiii mucioși la grădiniță sau școală. Că așa era vorba. Da. Acolo nu se și acum e recomandare fermă să nu-i ducă, dar oamenii n-au cu cine să-i lase, adică... Păi bine, poate să mă lase singur, acasă n-am nicio problemă. Da. Mă descurc. Eu sunt ok. Nu mă deranjează. Da. Ministrul Educației a recomandat elevilor să spună imediat profesorilor și părinților dacă nu se simt bine. Subtextul fiind ăsta, să stea acasă dacă nu se simt bine. Mă aștept să vă licee goale. Adică dacă era pe vremea noastră, zic că eram morți. Da. Ceva filme mișto la cinematograf pentru adolescenți? Ăla, VTM, ăla, Viața mea. Corect, viața mea, da. Da, cam așa. Da, poate să stea acasă, zice Horia. Horia? Da, Horia zice... care... Da. Și Vali din Alba Iulia te lasă acasă. Gata, mă, ce mai merge mai departe? Avem două voturi, mulțumesc. Octavian din Iași spune, treci la muncă, Vlad, lasă prostiile. Notează telefonul Octavian din Iași, să-l localizăm. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.